Cel mai vizat în prima fază de această investigație este chiar Radu Mazăre. Procurorii au căutat documente ce vizează contracte încheiate personal de primar cu companii locale în domeniul organizării de spectacole în sezonul estival, contracte de asigurare a serviciilor de pază pentru diferite obiective și contracte în ceea ce privește ridicarea unor mall-uri sau hipermarketuri. A venit înaintea mea viceprimarul ca să asiste la percheziție. Între timp am spălat pe cap. Am dat cu un deodorant care mi-aduce mie aminte de Brazilia, m-am îmbrăcat mai gros, s-ar putea să mă întorc, s-ar putea să nu mă întorc acasă. Dacă mă umflă, îmi iau telefonul, dacă nu mă umflă, să mă duc să fac o tură cu caiacul, ca zi frumoasă. Că m-am obișnuit cu ce se întâmplă în România. M-am obișnuit să mă culc seara și a doua zi, oricum când a venit și m-a trezit filipineza, zic e de neau pe undeva sigur. Primarul a declarat că i-a întrebat pe anchetator dacă este nevoie să participe și el la percheziții care vor fi de lungă durată, iar ofițerii judiciari i-au răspuns că nu este necesară prezența sa. După nicio oră petrecută în sediul primăriei, Radu Mazăre a plecat spre casă. A rămas viceprimarul, a rămas șefa de cabinet și ceilalți colegi ai mei ca să le predea documentele. Este vorba despre o perioadă destul de îndelungată. I-am întrebat pe domn, zic, mă luați, nu mă luați? Nu, că n-am venit să vă luăm. Pot să plec? Păi zice, dacă rămân și dacă vreți să stați până la final să semnați? Nu, e viceprimarul, semnează el, asta e. La plecarea sa din primărie, Radu Mazăre a fost așteptat de câteva persoane, între care o femeie în scaun cu rotile, care, la un moment dat, în timp ce încerca să ajungă la primar, s-a dezechilibrat și a căzut cu scaunul. Ea a fost ajutată de Mazăre să se ridice, femeia spunându-i acestuia că nu-l lasă să fie ridicat de procurori și că dacă va fi reținut, va merge și ea cu el. Aici a stat lângă mine să nu vă ia de lângă mine. Merg și eu, am luat și covriș și apă și mâncare. Mergem împreună, de lângă mine nu pleci. Da? Nu pleci de lângă mine. Nu e tu, primar, că dumneata faci bine. Pentru că vremea a fost însorită, Radu Mazăre a preferat să meargă la o plimbare cu caiacul pe lacul Sudgel. Sunt cheltuitor cu jucării, spre exemplu, pentru jucărie, cum e caiacul ăsta, dau 2500 de dolari. Între timp am aflat despre ce este vorba. Eu percheziție în urma sesizării anii. La revedere! Cercetările în acest dosar au la bază sesizarea făcută de Agenția Națională de Integritate, care a cerut DNA să-l verifice pe Radu Mazăre pentru conflict de interese. Această sesizare a venit după ce Primăria Constanța a acordat contracte în valoare de aproape 4,6 milioane de euro firmelor Compress Holding și Soti Cable Neptune, al căror asociat, Sorin Strutinski, este în relații comerciale cu Mazăre în 8 societăți. De asemenea, au fost avute în vedere aspecte semnalate într-un material de presă în care se arăta că Primăria Constanța plătește Compress Holding 1 milion de euro pentru paza unor bunuri publice din stațiunea Mamaia.